Nu trebuie așa Am de. înțeles, nu Nu trebuie așa de. Ei, chiar da, noi toate păcatele le-am aruncat și toți oamenii de rând. Să nimeni să nu rămâi fără piete, fără nimic. Sunt oameni normali, sunt oameni cinstiți. De ce trebuie în locul să-l faci? Eu aș clarifica. Nu, aș clasifica acest lucru în alt fel. Ambițiile prea mari și dorințele nerealizate în pe parcursul de când m-am gândit, atunci să pe șociumul pe vileniu, pe mai muhăceniu, din partea unor acestor persoane care tare repede au crescut. Știți oamenii cum în serie cresc rasada? Când e cald afară, când e soare, mai deschid pleoanca aceea, peliculă și o dau într-o parte, mai fac o leacă de ventilație și așa mai departe. La noi, ieri de asta, cum se cheamă, organizația non-guvernamentală, astăzi la bursă, mâine viceministru, poi mâine prim-viceministru, mai poi mâine ministru, mai poi mâine prim-viceministru de guvern Dar e deja. creația dumneavoastră. Și nimeni nu a avut timp să deschidă acea peliculă și să dă o leacă de scvâzneac, să facă o leacă de vânt. Da. Dar e creația noastră. Într-adevăr, e creația noastră. V-ați văzut Aici, realizat aici? mă ta, Mai ești la loc. Deci după bursă vă ia loc? Dar repede, așa, fără ca... Nu, ploh tot soldat, care nu mi stai să stai generalul. Nu știu eu. Nu se hotărăște la noi așa cum. Dumneavoastră aveți Eu întâlnire. înțeleg, Angela, că Dumneavoastră parte de aur, domnule Bogdan. Angela, cum și-ai spus? Postul dumneavoastră parte de aur. E mai Toți ceva. pretind la el. E mai ceva. Angela, eu îți înțeleg interesul mă tare spre intrigă. Da, eu înțeleg. Dar eu nu pot să-l răspund așa cum vrei, mă ta. Nu chiar așa. Problemele. Dacă vedeți, dumneavoastră, nu, eu mă bucur, ai spus, că citești presa comunistă, dar se vede că nu până la sfârșit și nu știi ce trebuie să citești din presa noastră. Domnul președinte, în continuare, Nu chiar așa. operație Priemnic, după plecarea lui Dodon, este mai simplu de rezolvat pentru dumneavoastră sau, din potrivă, mai complicat? Tot timpul evitați să spuneți întrebarea asta. Dacă sincer, eu personal am simțit o ușurință după plecarea lui. Da, scrie așa la repede. Și acum e mai simplu să alegeți De ce vă ușurință? cine va fi Nu, încă noi n-am ajuns la această etapă. Noi acum terminăm în luna aceasta, în noiembrie, adunările de dar de saună organizate primarii de partid. Pe parcursul lunii decembrie și cred că puțin în ianuarie noi o să petrecem conferințele regionale de partid, la care o să fie aleași delegații la viitorul congres al partidului. Și acolo, la partid, o să fie pusă întrebarea sau nu o să fie pusă întrebarea. Asta depinde deja de delegații congresului. Iertați-mă, domnului Dodon, că ați spus cu ușurință, înseamnă că vă gândeați și la dânsul. Cum Dar am ce dat s-a toate putut vedere, noi. domnule președinte? Tu despre el mă întrebi. Și eu îți răspund la întrebarea mea tale. Și te-ai încurcat și întrebări mă întrebi sau ce? V-ați gândit că el o să ajungă președintele partidului? Că asta Nu. credeți? V-ați văzut în dânsul un potențial Nu. candidat sau nu? Nu. Economist, așa știți. Star și economist încă da.